Cele 12 facultăți craiovene s-au întrecut în oferte pentru a atrage viitorii studenți și, în bună parte, au reușit. Doi dintre tinerii prezenți la eveniment au rămas impresionați de Facultatea de Drept din Craiova și vor să devină studenți aici. Am fost la Facultatea de Drept din Craiova, iar domnul profesor Ion Dogaru ne-a prezentat Facultatea de Drept. Și mi s-a părut că este o facultate foarte modernă și este la un standard foarte ridicat. Aș vrea tare mult să intru aici și în cadrul Universității de Drept, Facultății de Drept, pentru că este foarte frumos structurată clădirea și e totul de nouă generație, foarte modernizat. Și mi se par niște profesori extraordinari, pentru că am ajuns să-i cunosc pe câțiva dintre ei. Mi s-a prezentat acolo și sper să am baftă, să învăț mai mult ca să pot să ajung aici. Cele mai căutate facultăți sunt cele de inginerie, care pot să asigure la terminarea studiilor și un loc de muncă. Asta datorită programelor de internship pe care universitatea le are cu mari agenți economici din Dolj. În ultimii ani de zile se observă că facultățile inginerie se găsesc pe un trend ascendent. De fapt, economia României începe să se miște, economia locală și regională începe să se miște. Lucrul acesta este foarte important. Noi încercăm să facem cât mai multe colaborări și să semnăm cât mai multe protocoale cu agenții economici. Deja am semnat cu cele două firme din Marea Britanie care au deschis fabrici aici. Facultatea de Inginerie Electrică este o facultate foarte căutată în ziua de astăzi. Domeniul ingineresc dă foarte multe randamente și noi atragem elevii să vină la Facultatea de Inginerie Electrică pentru că au oportunități foarte mari de angajare. Anume? Sunt foarte multe firme în Craiova și în jurul orașului și se caută foarte mulți ingineri. Noi atragem elevii prin aici, la eveniment, cu un roboțel, care este controlat de telefonul mobil prin wireless. Pentru studenții din afară care aleg să studieze la Universitatea din Craiova, aceasta oferă 3200 de locuri de cazare în cele 11 cămine studențești.